Conducte de alimentare cu apă s-a spart în noaptea de sâmbătă spre duminică din cauza frigului, strada Traian Vuia din municipiul Suceava fiind acoperită cu apă. Pe locuri, apa a ajuns chiar și la 30 de centimetri înălțime, fiind inundată strada pe o lungime de jumătate de kilometru. Ce se întâmplă? Curge apa! Curge apă, fiete! Dacă nu era, nu curgea. De la gerul care este, care au fost, bineînțeles, s-a spart. De la ce? De la altceva? De la ce se spart? La ce, bineînțeles? Apa care izvora din pământ a început să înghețe, motiv pentru care poliția rutieră și primăria au decis să închidă circulația de la intersecția cu Serpentinele până la sensul giratoriu de la fabrica de pâine. 6 utilaje ale firmei de salubrizare au intervenit pentru a împinge apa de pe drum spre gurile de canalizare. Echipajele de intervenție ale firmei Aceta au oprit alimentarea cu apă pe conductă, fiind afectate sediile unor firme din zona industrială. Să vă tot posibilul ca pe perioada cât mai scurtă de timp să reușim să remediem această avarie. Aici a fost schimbată magistrala principală pe proiectul ISPA, nu sunt probleme. Conducta de distribuție din această zonă, așa cum am spus, este din front și a cedat la temperaturi foarte scăzute. Am luat decizia să deviem traficul o perioadă de timp până vom putea să scoatem cât putem apa de pe stradă. Așa cum ați văzut, am făcut eforturi să o împingem în canalele colectoare, care și ele la rândul lor sunt înghețate. Am mobilizat toate mașinile de la Rosal sau cele care erau pe traseu, în așa fel încât să curățăm strada. Și eu sper că, așa cum am spus, într-o perioadă cât mai scurtă de timp să putem reda strada în circulație și să putem alimenta toți consumatorii din zonă. Intervenția a fost deosebit de grea, fiind mobilizați și lucrătorii Serviciului de Protecție Civilă din cadrul primăriei. Circulația rutieră a fost deviată timp de câteva ore pe Serpentine și pe strada Cernăuți. Sperăm ca să deschidem canalele de scurgere să putem să dăm drumul, pentru că nu putem folosi motopompile din dotare, deoarece îngheață. Și atunci mergem numai pe baza scurgerii în canal. E o operațiune dificilă. O operațiune foarte dificilă, pentru că îngheață apa instalată la minus 11-12 grade cât sunt afară acum. Apa de pe stradă a fost în cele din urmă îndepărtată după ce lucrătorii Aceta au reușit să desfunde gurile de canalizare din zonă. Din cauza apei de pe stradă, un autobuz al firmei de transport local a suferit defecțiuni tehnice, iar un autoturism a rămas blocat la intrarea în autobaza unei societăți comerciale. Hai! 1, 2, 3 și... Dar nu, Dimitrie, să facem mai unul. Trebuie! Da, o dată! Da!